Oradea a fost inițiativa tinerilor de la Ecotop. Noi n-am putut să facem un protest pentru că n-am mai avut timp să obținem autorizație. Și atunci tinerii au ajuns la concluzia că mobilizează lumea pe Facebook la un flash mob. Reconstituim frunza de pe simbolul campaniei Salvați Roșia Montană, cântăm prima strofă din IM, din Deșteaptă-te Române, ca să atragem atenția oamenilor asupra ceea ce se întâmplă. Pentru că, din păcate, după 15 ani, încă sunt foarte mulți români care nu știu despre ce este. Nu știu despre proiect nimic, nu știu despre măsurile care au fost luate pentru, acum în ultima vreme, pentru ducerea la îndeplinirea proiectului și lumea trebuie conștientizată că acest lucru, legea asta care a fost trimisă la Parlament, este un precedent pentru alte asemenea măsuri care vor fi luate în continuare pentru diversi investitori, dacă asta se aprobă de către Parlament. Aproximativ, cam câți oameni au venit astăzi la manifest? Trebuie să vă spun, eu nu știu, 150. Nu știu, nu am capacitatea să apreciez cam câte persoane sunt aici. Pe mai departe, v-ați gândit la un alt eveniment? Pe mai departe, dorim să-i contactăm pe parlamentare bihoreni, să facem lobby, toate organizațiile de mediu din Oradea, deci asta chiar o vom organiza, ca să vedem ce părere au și cum vor vota ei când începe noua sesiune. Până acum ați luat legătura cu cineva din Parlament? Deocamdată nu, săptămâna viitoare urmează să... Va contacta cineva în legătură cu protestul de astăzi? Nu. Pe noi nu. Adevărul e că n-aveau cum să ne contacteze, pentru că noi n-am anunțat Ecotopul nefiind organizator în sensul strict al cuvântului, n-am anunțat în presă că noi organizăm ceva, pentru că n-am știut nici noi până în ultimul moment și atunci vă spun, asta a fost soluția cu flash mob-ul și de acum încolo încercăm să facem organizat ceva în sensul să determinăm parlamentarii bihoreni să voteze așa cum ar trebui să voteze orice bun român. Protestul noastră de astăzi are o legătură și cu contradicția premierului Ponta. Înainte de a fi ales era împotriva, acum este pentru... Acum eu ce să vă spun? Dacă e vorba să iei după ce, câte lucruri spuneau înainte să fie ales și ce spun acum, atunci am putea să protestăm de 5 ori pe zi. Pentru că, din păcate...